Haoleți, baoleți, fraților, salut, salut, ceaoleți tuturor. Și iată că am revenit cu un episod din The Living Zombies. O să rupem urma pe asta. O să rupem urma pe asta, că mi-am găsit un trainer cu care să pot să avansez mai departe. Așa. Play solo. Activated. Cheat activated. Deactivated. Cheat activated. Deactivated. Cheat activated. Bun. Ciaules, baules. Ce faceți, băi, fra? Dacă acum facem rupere. Îmi vreți spun toate nivelele de zombies. Drop and
sees a way out. A hero sees a way out. Okay. What's that? More zombies! Okay, next one. Там вообще ничто с жуком, аж как гармоду. Undying Love. Play solo. Solo! Sfârșit, am 45 niște la ora asta. Pot să joc liniștit. Ceea ce mi-am propus. Oricum jucam liniștit, dar zic că și că a fost divers. O să facem jumătate de asta și jumătate de... Oh, nice! Cimitir! Cemetery. Not bad. Supernatural love stories always seem so silly to me. Gosh, no laughs here. Look, this thing has brain-thirsty zombies trying to eat Juliet.
de zilul ăsta. Întrebare întrebătoare. Asta. Marfa. Escape from the rooftop. Ok. Asta e una bună. Facem pe toate, vreodată.
I feel this lacks the courage to say anything about any real problems. The real problem I'm addressing is entertainment. Think about it.
finished with the Wolverines and the chopper lands, right? Oh, shit! You got more hostiles inbound! Seriously? More? It's the Vulturists! Our rooftop gang! I mean, since there's no zombies around, they blame our hero for the massacre! He killed their people! Waste out! Kill the Chosen One! I'm sorry, what now? See, our hero is the Chosen One. That's gonna pay off for like a 6 spin-off / sequel. The Age of the Chosen Ones. Civil War, Part 1. Ok. Bă, ce faci cu Frățica? Băi, Frățica, băi. Nu vă mai puneți. Killer Climate. Acum duc și la țigară, bără bă.
Hai să-i dăm cu Killer Climate. Hai să-i băgăm mare aici. Killer Climate, play solo. Solo! Solo! Impending doom. You want doom? How about adding a fucking blood
Ok, am făcut și asta. Asta e important, am făcut și harta asta. Vreau să le acoperim pe toate. Play solo. Ia să vedem ce idei mai au ăștia. Am văzut-o și pe asta.
să vedem și pe asta. To zombie bees! No. You gotta call them what they are. Zombies! Huh? Oh, fuck! Oh, that is some Shakespeare poetry right there. And now, our hero sees they're almost at the base. The anticipation is killing me! Everything has been bad and building up to this moment! There's a crashed chopper there, right? Of course. No survivors. Then our hero sees blood and guts. No! It should be R-rated blood and guts. What about unrated, vomit-inducing, banned in theaters, blood and guts for the Blu-ray? No one here? An obstacle. All right, so far, we've got our hero guns blazing the hell out of everything. So they just have to find a way out. Okay. So then we see a zombie wolf just going to town on someone. I'm talking all you can eat zombie buffet. Okay, we need a big scare here. Perfect time for a Bohemian zombie! Bun.
superhero walks into a room that's for experiments. Oh, yes, I love it! We have the mystery at the start, now we're paying it off. It's a secret underground lab, right? We should feel trapped, and what's that word? Kleptophobic? Claustrophobic! Company is doing some seriously fucked up shit. Скоро так. Окей. Am terminat și asta.
Buon. Buon, așa. Și cu asta am revizuit DLC-ul Living Zombies. Sper să fi plăcut, fraților. Nu sunt. Deactivated. Sper să fie cu fraților, eu sunt Holy Apocalipticu. Și acum nu vă zic salut. O să intrăm în Red Dead Redemption 2. Da, v-am promis. O să continuăm cu Red Dead Redemption 2. Stai. Așa. O să continuăm cu Red Dead Redemption 2. Bun, bărbă, mă duc și la țigară.
Și iată-ne, ne dădritem și am ajuns din nou aici. Iată-ne, din nou Red Dead Redemption. Un joc care mi-a trezit multe amintiri și multe nostalgii. Un joc foarte nostalgic de felul lui. Și foarte mișto. Dar o să vedem acum ce mai explorăm până el. Far Cry mi-a făcut datoria. În Far Cry 5 mă refer. Să vedem ce mai sunt zilele astea. Că nu știu. Sandy. Aici m-a salvat, probabil. Zona de baie. Saint-Denis, la salul, la salun.
deveni pe dimineață. Ce mișto aici, frate. Stage up.
Am împușcat-i-mă, așa. Saint-Denis, așa. Mamă, ce mișto e parcul ăsta de aici. Mai stai să vedem unde e pe harta. Aici e, da? Saint-Denis, aici. Aici unde sunt eu. Da? Deci în Saint-Denis, aici. Aici este parcul. De mișto, frate, mai vile, mișto sunt pe aici. Case, frate. Thank you.
Да. Saint-Denis. Uite aici alt parc. Saloon. Lobster bisque. Lobster bisque. Mergem o dată la barbar. Nice backyard here. Nice backyard over here. Nice. Mergem la bartender. La barman. La bar. Bar. Uite așa.
Bon. I think we're ready to leave Saint Denis. Oh, I'm just not doing it when I'm on a casa page. General store. Bait shop. Dar eu un loc aici unde aș putea să-mi salvez, unde aș putea să fac timpul să treacă mai repede. I just don't want it on Valentine.
că am mâncat bine. Nu o să-mi recuperez carul. Fai.
Change outfits. Nero. Aici e camera mea. Să-și draul. Și unde mi-e casa, frate? Era o casă pe aici, pe baiu, dar nu mai știu unde. Trebuie să mă uit pe harta, ca să mă duc aminte. Bă, răbă.
internet. Că vreau să mă joc și Old World Stranger's Wrath noaptea asta. Sete. Ia să vedem. Bun. Abandoned. Van Horn Mansion. Van Horn Mansion. Braithwaite Manor. Să ne uităm pe hartă, că e mare harta. Frate, te știu cât a harta. Braithwaite Manor. Unde-o fi asta, frate? Braithwaite Manor, așa se numește locația. Și mergem acolo și ne salvăm. Că acolo e un loc sigur, acolo nu avem bounty and stuff. Acolo avem un loc sigur. Și după ce ajungem la Braithwaite Manor, ne oprim cu gameplay-ul. Încheiem sesiunea asta și începem o nouă sesiune de Oddworld Stranger's Wrath, care o să mi-o trebuie să văd de pe net, ca să mă duc în locația care îmi place mie cel mai mult din joc, unde e o pădurice
Și e foarte frumos acolo. Că sperăm că găsim toate salvările pe net de la Oddworld Strangers Wrath, care a fost un joc care mi-a plăcut foarte mult. Deci nu mult, foarte mult. Coliziune frontală. Praf și pulbere casa asta. Asta a fost o casă cumva. Ciudat că în jocul ăsta nu ai safe house-uri. Asta mi se pare dubios. În Red Dead Redemption 2. Faptul că nu ai safe house-uri deloc. Și acum mergem la jocul nostru preferat.
Bun, facem un save aici. Player. Stai. Story. Save game. Yes. Back. Da. Story. Save game. Așa. Salvăm aici. Și cam asta a fost, fraților. Sper să fi plăcut episodul de astăzi și ne auzim iată în Old World Stranger's Wrath. Da? Hai, părâbă. Mă duc și eu la un duș și după aia revin, da? Și descarc jocul și ne apucăm de... Ok, hai, părâbă.